Kiril Gaburici, fostul director al unei companii de telefonie mobilă, este noul candidat propus de PLDM pentru funcția de premier. Anunțul a fost făcut de președintele liberal-democraților Vlad Filat. Partenerii de alianță și anume democrații spun că susțin candidatura lui Gaburici la această funcție și asta pentru că Gaburici ar fi o persoană experimentată și cunoaște economia Republicii Moldova. După întrevederea cu președintele Nicolae Timofti, socialiștii au declarat că nu vor susține candidatura coaliției minoritare la funcția de premier. În același timp, liberalii conduși de Mihai Ghimpu declară că guvernul condus de Kiril Gaburici nu va rezista mai mult de un an de zile. Ghimpu a mai spus că PL nu va vota guvernul Gaburici în cazul în care nu va exista acordul de constituire a majorității parlamentare pro-europene formate din PLDM, PD și PL. La fel și fostul prim-ministru Iurie Leancă a menționat că își va da votul pentru Gaburici doar în cazul în care va exista o majoritate pro-occidentală, altfel nu va susține acest executiv.